Bun găsit la Centrul Național de Tenis, unde vă antrenați cu asiduitate de câteva zile. Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru perioada următoare? Care este următoarea competiție în care veți fi prezentă? În următoarea perioadă mă pregătesc pentru America. Voi pleca săptămâna următoare la Cincinnati, după care New Haven și US Open. Vă ținem pumnii și să vă întoarceți acolo cu multe puncte VTA. Mulțumesc! Pentru că am vorbit despre acest clasament mondial al celor mai bune jucătoare. La finalul lui 2013, dumneavoastră erați pe locul 124. Ați revenit în top 100, după aia a fost o cădere. Cum se explică, cum se motivează aceste urcări, aceste coborâri firești în evoluția unui jucător? Anul 2013 a fost un an foarte greu pentru mine, pentru că am fost accidentată. Tot anul nu am putut să joc, am jucat cu dureri și automat nu am putut să-mi apăr punctele. În 2013, la sfârșit, am ieșit din prima sută, fiind pe locul 130. Anul 2014 a fost un an până acum foarte bun pentru mine, reușind de pe locul 140, cât am picat, să urc în continuu până pe locul 64. Sunt în primul rând foarte, foarte bucuroasă că sunt sănătoasă și asta mă bucură cel mai mult. Am urmărit câteva antrenamente intense aici la Centrul Național de Tenis. Cu cine te pregătești? Da, am început antrenamentele de săptămâna aceasta. Am avut o pauză. Mă pregătesc cu Artemon Apostol Efremov și Cruciat Adrian, care ei sunt antrenorii mei. Bineînțeles, cu antrenorul meu de pregătire fizică, Marian Lupu, și împreună încercăm săptămâna aceasta să mă pregătesc cât mai bine. Dumneavoastră, pe ce suprafață vă simțiți mai bine? Că jucați și pe zgură și pe terenuri mai rapide? Eu personal mă simt foarte bine pe zgură, dar am jucat foarte bine și pe hard. Chiar în 2012 am câștigat primul meu WTA pe hard. Deci, automat mă simt bine și pe această suprafață. Care este punctul forte sau care sunt punctele forte ale jucătoarei Elina Begu și care sunt lucrurile, domeniile unde trebuie să mai lucrați puțin? Întotdeauna ai de îmbunătățit foarte multe lucruri și îți doresc să fii cât mai sus. Eu sunt o jucătoare foarte, ca și joc, mă consideră, am un joc foarte agresiv și încerc să fac puncte cu serviciu. Mă ajută foarte mult reverul. Eu cred că acestea sunt punctele forte și, bineînțeles, mă consider o persoană foarte ambițioasă. Joci cu mult succes și dublu. E într-adevăr o problemă să alegi turneele care apar la orizont după o anumită strategie și, de asemenea, și alegerea partenerei. La conferința de presă care a fost la București, la turneul VTA, să ne spui cum îți alegi turneele unde joci și dublu și dacă partenera va fi în continuare aceeași? În principiu am încercat anul acesta pentru că nu am avut un clasament atât de bun la începutul anului. Mi-am dorit să am cât mai multe meciuri și de aceea am jucat la fiecare turneu și dublu. Acum, în următoarea perioadă, o să încerc să-mi selectez foarte bine turneele unde voi participa și la dublu, pentru că este foarte obositor să joci Solicitant puternic, da. exact și îmi doresc foarte mult să mă axez mai mult pe simplu, bineînțeles și dublu. Și la dublu mă simt foarte bine și am jucat întotdeauna ok cu partenere diferite. Dar, repet, îmi doresc să joc simplu, pentru mine este o prioritate.
A fost un jucător anume pe care l-ai urmărit? Sportivi au în general un model și așa mai departe. Bineînțeles, Martina Hingis a fost modelul meu și de mică încercam să o imit, să, nu știu, să mă îmbrac la fel ca ea sau mi-a plăcut foarte mult pentru modul cum juca și am admirat-o foarte mult. A fost modelul meu în copilărie și ea a fost acea jucătoare. Este în circuit un turneu preferat unde te simți mai bine? Da, sunt de fapt două turnee unde mă simt foarte bine. Unul dintre ele este Acapulco, iar al doilea este Indian Wells. Sunt turnee foarte frumoase și foarte bine organizate. Pentru că suntem la domeniul amintirilor plăcute, din circuitul VTA, poți să evoci o amintire care ți-a rămas în memorie mai frumoasă? Sunt foarte multe amintiri, dar în momentul de față mi-aduc aminte de primul meu titlu câștigat WTA. Acesta a fost la Tashkent în anul 2012. Veneam după o perioadă nu foarte bună și acel turneu mi-a dat foarte multă încredere. Cu o săptămână înainte câștigasem și împotriva Carolinei Wozniacki, deci m-am simțit foarte bine la Tashkent și vreau să joc acest turneu și anul acesta. Mult succes! Până la acest turneu am fost martorii competiției de la București, primul turneu VTA de asemenea amploare. Cum comentezi faptul că România a găzduit un asemenea turneu? Eu știu că de ceva ani au solicitat la VTA să avem și noi un turneu. Eu zic că a meritat acest turneu. Suntem atâtea fete în prima sută și ne batem cu cele mai bune jucătoare din lume. Repet, meritam să avem un turneu și mă bucur că anul acesta s-a reușit acest turneu. Porți la gât un semn din Maroc. În ce condiții l-ai achiziționat și dacă a meritat să-l pui la gât după aceea? Bineînțeles, în primul rând este un cadou special de la unchiul meu și mă bucur că port ceva de la el și a fost un cadou de ziua mea. Îl port de foarte mult timp și mi-a purtat noroc. Ultima întrebare. Alături de Simona Halep, de Sorana, de Monica, Irina Begu este un model de succes pentru tinerii din țara noastră. Aș vrea să îmi dai un sfat pentru ei, indiferent dacă sportul sau alt domeniu este orizontul spre care ei se îndreaptă. Întotdeauna să ai un model în viață, în primul rând, să-ți dorești să ajungi undeva și dacă ai o motivație și un țil unde să ajungi, asta este cel mai important. Eu întotdeauna mi-am dorit și am avut ca. Pot să spun că țil în fiecare mi-am propus să ajung undeva și aceasta m-a ajutat foarte mult. De mică am fost foarte ambițioasă și cred că acest lucru te ajută în viață. Întotdeauna să-ți urmărești, efectiv, dacă îți dorești ceva și să urmărești acel sentiment de a merge pe acel drum. Mulțumesc foarte mult și din toată inima succes în circuitul american și în viitoarele competiții. Mulțumesc mult!